Dragnea a răbufnit în fața judecătorilor: am fost trimis în judecat pentru o bârfă la un PRI. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut, miercuri, la Instanța Supremă, unde a fost audiat în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistent Social sublinierei Protecția Copilului, DGASC, Telorman, în care este acuzat că ar fi intervenit pentru angajarea la DGASC, sublinierei menținerea în funcție a două angajate care lucrau de fapt la PSD, ce fostul director executiv al direcției Floarea Alesu, dar nici altcineva, nu l-a informat niciodată ce cele două angajate nu ar merge la serviciu, sublinierei ce ar încasa salariul fără să muncească. Dragnea a negat, de asemenea, ce ar fi discutat cu Floarea Alesu despre organigrama DGASC, spunând ce organigrama sublinierei rectificările bugetare ale instituției aveau proceduri riguroase, iar competența era a Consiliului Director. El a mai spus ce încearc să înțeleg de ce a fost trimis în judecat fără nicio probă, ci doar în baza unor bârfe spuse la un subliniere PRI, subliniere i-a susținut ce a rămas și tadna. Niciodată doamna Alesu nu mi-a prezentat situația celor două angajate, subliniere i niciodată nu mi-a prezentat situația niciunui angajat. Am pus două reguli, prima, ce orice discuție se purta în prezența domnei director Magheru în cadrul Consiliului Județean Teleorman, sublinierei coordonatorului din partea CJ Teleorman al respectivei instituției, sublinierei cu subliniere F-ul instituției. Niciodată eu singur cu el, ce doar nu era o subliniere UF. A două reguli, am spus ce vreau să se discute cu instituțiile subordonate, cu subliniere fi, despre chestiuni care nu erau de competența noastră. În acest context, niciodată, nici doamna Alesu, nici altcineva nu m-a informat, nu mi-a spus ce cele două angajate nu ar veni la direcție, subliniere iar încasa salariul fără să muncească. Doamna Anisa Stoica, mere, azi, aici, a spus clar ce i-am zis niciodată să nu vin la serviciu, le-a declarat Dragnea magistraților. Liviu Dragnea a mai afirmat în instant ce de când a fost trimis în judecată a auzit bârfe, a sublinierea ce spune subliniere el ce a auzit. S-a tot vorbit în ultima perioadă prin Alexandria Celi s-ar fi sugerat celor două, repet, nu am nicio dovadă, dar subliniere tici cum e cu zvonurile, ce dacă ar spune câte ceva despre mine ce se ajung în această situație ar primi o pedeaps mai u subliniere oart. Nu subliniere tiu dacă este adevărat sau nu, dar mi-am pus subliniere eu această întrebare. Floarea Alesu a spus ce discut cu mine organigrama instituției. Asta este în competența Consiliului Director, deci este greu subliniere IT această afirmație. Organigrama nu se depune la mine. Rectificările bugetare, spune Alesu ce le discut cu mine. Vă spun câteva lucruri, eu respect foarte mult dinaul, dar vă prezint realitatea. Nu aveam cum să mă întâlnesc, sublinierei se discut cu Floarea Alesu despre organigram, sublinierei rectificări bugetare, doar noi doi.
toate aceste chestiuni aveau proceduri riguroase, iar competența era a Consiliului Director. Liderul PSD a mai spus că din cei aproape 2000 de oameni angajați în instituțiile subordonate Consiliului Județean Teleorman, foarte mulți erau din cadrul PSD, sublinierei de la alte partide politice, iar atunci se întreabă firesc dacă ar fi trebuit să se intereseze de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu. Eu ne întreb firesc. Ar fi trebuit să mă interesez de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu? Eu nu merg nici acum în fiecare zi la sediul de partid. Nici atunci. Eu ajungeam la sediul de partid cam la 2 săptămâni. Au fost perioade în care nu ajungea niciunul câte o lună. Când noi aveam birou permanent județean însemna ce veneau toți membrii, subliniere oferi, primarii, consilierii județeni, mult lume. El a mai spus ce încearc să înțeleg de ce a fost trimis în judecat fără nicio probă, ci doar în baza unor bârfe spuse la un subliniere prin subliniere i-a susținut ce a rămas și în tadna. A subliniere vrea să închei, domnule presubliniere dinte. A subliniere acum am spus de la început. Am citit dosarul, rechizitoriile, declarațiile. Încerc să înțeleg de ce am fost trimis în judecat fără nicio probă, doar pe ni subliniere te declarati, în subliniere te felinguri, în subliniere te bârfe spuse la un subliniere plic. Nu am reu subliniere IT să înțeleg. Ce să mai spun, am rămas sublinierei sunt cintadnaului, a mai afirmat Dragnea în fața magistraților, în timp ce se îndepărta de microfon. Magistracii au început audierea lui Liviu Dragnea după ora 1400, în condițiile în care liderul PSD a cerut să fie audiat ultimul. În acest dosar, presubliniere dintele PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis în judecat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz în serviciu, subliniere instigare la fals intelectual, fiind acuzat alături de fosta sa socie subliniere i de fost subliniere pe angajații ai Gasp Teleorman. Potrivit procurorilor, în perioada iulie 2006-decembrie 2012, Liviu Dragnea, în calitate de presubliniereinte al Consiliului Județean Teleorman, respectiv de presubliniereinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Direcției Generale de Asistent Social Sublinierei Protecția Copilului Teleorman, să sublinierei încalce atribuțiile de serviciu prin menținerea în funcție sublinierei implicit plata drepturilor salariale pentru două angajate ale aceleia sublinierei instituții, Adriana Botorogeanu sublinierei Anisa Stoica. În realitate, cele două persoane sublinierei au des subliniere urat activitatea la sediul organizației județene Teleorman a partidului politic al cerui presubliniere dinte era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urmă, susține Dna.
fost asociat al lui Dragnea, Bombonica Prodana, este acuzat de abuz în serviciu, alături de fost subliniere-fi din Direcția Generală de Asistență Social subliniere-i Protecția Copilului Teleorman.